România acum 5 ani era pe locul 18 din punct de vedere al PIB-ului la nivelul Uniunii Europene. După 2 ani de zile, România a ajuns pe locul 15. Acum este pe locul 13. Noi estimăm că în următorii 5 ani de zile, da, România va ajunge în primele 10 țări ale Uniunii Europene. Eu nu sunt de acord cu colegii politicieni care vin și spun că PIB-ul pe cap de locuitor al României a crescut. Așa este, a crescut. Și este mai mare decât al nu știu cărei țări. Dar la noi n-a crescut pentru că a crescut numărătorul mai mult decât numitorul. La noi a scăzut numitorul. La noi au plecat atâția în afară, încât că dacă raportezi la o populație mai mică, normal că PIB-ul e mai mare. Adică dacă mai pleacă 1 milion de români, ajunge pe primul loc. Ajunge mai bine ca în Elveția.